Bună seara tuturor! Mă numesc Saverio Tommasi. Bine ați venit! Nu pot pronunța cuvintele foarte bine, așa că vă rog să mă scuzați. Am decis să traduc câteva părți din acest site în românește pentru că cred în importanța mijloacelor de informare liberă chiar și în afara granițelor țării mele Italia. Sunt actor și aceasta este profesia mea, dar mai presus de toate sunt un cetățean care crede că se poate construi o lume mai bună, fără ziduri sau granițe, ci doar cu multă iubire. De aceea scriu piese de teatru, cărți, realizez scurte metraje de anchetă și informare. Pe site-ul www.saveriotommasi.it veți găsi multe lucruri, câteva anchete în română, altele sunt încă în stadiul de proiecte și le veți putea găsi peste câteva luni. Astăzi, tot ceea ce castig cheltuiesc pentru a putea construi ceva util pentru ceilalți, sunt bucuros să pot contribui măcar cu o mică cărămidă la construirea unei case pentru toți cetățenii lumii, o casă în care domnește pacea și dreptatea. De aceea am cerut prietenilor cu care împărtășesc pasiunea pentru drepturile umane și solidaritate a me ajuta să traduc acest site și în română, pentru că este corect ca toată informația pe care acest site o conține să fie accesibilă unui număr cât mai mare de persoane. L-am făcut pentru că mă simt cetățean al întregii lume. Mă simt fratele vostru. Trăiesc informația, trăiesc teatru, trăiesc libertatea, trăiesc pacea. Un salut călduros de la Saverio Tommasi.